o minge uriașă antistres. Ce plănuiește să facă Madison? Se pare că putem umple o inimă goală cu mult Orbeez. Wow! A mai rămas un sac! Trebuie să se deschidă și el. Mai mult Orbeez, mai multă distracție! Știu! Îmi pot smulge și jucăria moale! E greu! E făină înăuntru! Chloe tocmai a făcut polițistului un duș de făină! Voi două, mergeți la închisoare! Provocarea Madison a fost acceptată! Să vedem câte acadele pot încăpea în gură dintr-o dată! Aceasta e o versiune interesantă a iepurașului Dolofan! Nu e chiar așa de distractiv acum când ai covor de puf și praf pe toată acadeaua! Oh, nu! Acadeaua mea! Ce fac acum? Nu-ți face griji? Acest micuț îți poate proteja acadeaua pentru tine! Și am o armată din ele! Propria mea armată de suporturi pentru acadele! Hai să ne jucăm, prieteni! Cucubau! Așa de dulce! Și acadeaua mea e așa de murdară! Stai! E un nou surpriză, Kinder? Trebuie doar să fac o gaură în fund! Pur și simplu! Îl voi deschide! Acum acadeaua mea poate încăpea în Kinder? Perfect! Propriul meu suport pentru acadele! Wow! Tăieței curcubeu! Sunt atât de încântată să-i mănânc! Cum se folosesc aceste bețișoare enervante? Oh, nu! Oh, nu! Țintă zărită! Auci! Ce-ai făcut? Nu e vina mea! Am nevoie doar de bețișoare mai bune! Oh, ce cutie elegantă! Noile mele bețișoare speciale cu pisicuțe! Mi-am băgat degetul mare și arătătorul în găuri și sunt gata să încerc! E așa de gustos! Între timp, Chloe nici măcar nu are furculiță! Știu! Ce intenționează să facă Chloe cu acea păpușă Barbie? Picioarele ei pot acționa ca bețișoare, vezi? Cine are nevoie de acea versiune cu pisicuțe când Barbie mă poate ajuta? Ce soluție inteligentă! Bețișoarele tale sunt așa de prostuțe! Așteaptă! Aia e păpușa mea, Barbie? Cineva nu și-a curățat nasul de mulți ani! Trebuie să șterg asta! Trebuie să-l ai pe gui lui! Sunt sigur că te va înțelege! Are nasul moale? Wow! Poți scoate slime-ul! E așa de distractiv! Da! Acesta e unul gros! Scârbos! Iar acesta e așa de elastic! E totul încurcat acum! Dă-l jos! Nu! Ce-i asta? E foarte moale și moale! Am o idee! Îl voi răstogoli într-o minge, apoi îl voi aplatiza! Vreau să-i dau ochi săpăciți! Un ultim lucru, deschide gura! Pot folosi și o lingură pentru a deschide gura! Sau un decojitor! Toți țipă de bucurie! Îmi place! Alarmă stupidă! Monedele de aur fac minuni asupra pungilor tale pentru ochi! Mulțumesc, majordom! Am primit chiar și o jucărie specială! Dar aș prefera să am mini capul! Nu orice cap, ci un cap de pastă de dinți! Uite cum curge pastă de aur! Așa ne spălăm pe dinți noi, cei bogați! Bine, sunt gata! Amestec puțin, măcar am dinți de aur! Frumos, nu? Vine Chloe! Hopa, o altă zi, un alt accident! Ce-i asta? Slime? Asta mi-a dat o idee! Priviți-mi abilitățile de modelare! Tada! E un capac de pastă de dinți Shrek! Doar răsucește-l pe tubul de pastă de dinți! Hopa! Shrek pur și simplu nu se poate abține! Acum periatul e mai distractiv! E dezgustător! Să sperăm că are aromă de cărbune! Ce surpriză moale! Cine e gata să scoată niște coșuri?
Sunt sigură că acești urși pot suporta. Ce tare! Pot să încerc? Deci, doar storc așa? Părul meu! Vino aici! Rămâi în propria ta celulă! Dar m-am plictisit! Ce o să fac acum? Wow! Aceasta e folie cu bule? Chloe pune ceva la cale. Ea umple folia cu bule cu lichid și dă cu vopsea. Fă un ochi! Asta pare distractiv. Iar spărgătorul de coșuri e gata. Uită-te la asta! Ce-i asta? E spărgătorul de coșuri. Hopa! Tocmai am terminat de curățat. Se pare că Madison servește un sandwich cu cârnați la prânz. Sau mai mult ca un cârnaț care se răstogolește. Cârnatul meu! Dă-mi un hot dog nou! Vreau doar să mănânc! Ha? Altul? Oh, haide! Hei tu, adu-mi un cârnat care nu alunecă! Toți acești bani? Atunci voi face tot posibilul! Vă prezint tăietorul de cârnați! Doar apasă pe tăietor și obții un cârnat speliat uniform! Să vedem dacă va ține! E perfect! Coșul de gunoi al unei fete bogate e comoara unei fete sărace. Acești cârnați sunt ai mei! Continuă să se miște? Bine că am leocoplast pentru ca cârnații să rămână nemișcați. Acest lucru ar trebui să-i țină pe loc. Acestor cârnații e foarte frică de cuțite? Știu, am un instrument secret în păr. O furculiță? Trebuie doar să reglez dinții cu un clește. Acum arată ca un tăietor. Vezi cât de ușor se felează cârnații? Acum să testăm! Delicios! Iubesc viermișorii în gustări! E doar un vierme din jeleu! Stai! Asta nu e o bomboană? Am mai văzut vreodată un vierme dansator? Asta e de fapt așa de distractiv! Ha? Un cârlig? Chloe încearcă să fure viermele cu un cârlig. Fără undițe în închisoare. Yikes! Mă bucur că am dat afară toate astea. Ia asta? Nu sunt un coș de gunoi. Stai, știu. Ce va face cu un șervețel și o pensulă? În primul rând, trebuie doar să rulez șervețelele în jurul pensulei, apoi să-l storc până când formează o formă de vierme. Viermele meu are nevoie de caracter, așa că îi voi adăuga culori și modele pe tot corpul. De asemenea, o culoare galbenă și verde. Arată perfect! Bine ai venit acasă la noua ta frunză! Uită-te la asta! Viermele meu știe să se tărească cu ajutorul acestui băț! Cum de viermele meu nu face asta? E așa de nedrept! Sunt așa de geloasă! Se pare că există o mulțime de Pokémon în cutia de jucării a lui Madison. Cine ar putea fi acest Pokémon? Se pare că suntem pe cale să aflăm. Pikachu! E Pikachu! Hai să dansăm, noul meu cel mai bun prieten! Pikachu! Fă dansul în notul lui! Pica, pica! Nu-mi vine să cred! Bună, Pikachu! Nu ești prietena noastră? Vezi-ți de treaba ta! Ce nepoliticos! Aceștia doi complotează ceva! Pikachu! E o strângere de mână foarte strălucitoare! Hopa! Cred că m-am prăjit! Frumos, Pikachu! Pikachu! Ce s-a întâmplat? Hârtie galbenă? Știu! Ce va face Chloe cu ziarul? Hei, acea formă pare familiară! Desenează o față și urechi! Și e un Pikachu din origami! Pika? Pikachu! Eu sunt Pikachu! Să vedem ce face Madison! Mișto! E o jucărie care se clatină! Majordom, am nevoie de mai multe! Da, dă-mi-le pe toate! Bine ați venit la petrecerea clătinătoare! Se clatină! Se clatină! Pare distractiv! Ce o să fac cu acest balon plictisitor? Să vedem! Ha?
niște bile în castronul de pește. Și în toaletă? Chloe pune ceva la cale. Nici măcar apa murdară din toaletă nu o poate împiedica să ajungă la acele bile. Am o colecție! Voi depozita o biluță în interiorul balonului și o voi arunca în aer. Asta pare interesant! Nu uita să faci un not pe buză pentru a o fixa! Vreau să-i dau ochi și gură! Exact ca o față drăguță! Da, proprii mei prieteni care se clatină! Mișcați-vă, prieteni! Mișcați-vă capul perit! Yay! Ce creativ! Îmi plac jucăriile mele noi! Uită-te cum revin la forma inițială după ce le apăs! Până și cartofii prăjiți sunt moi! Am și niște floricele de porumb! O jucărie moale? Vreau și eu una! Uau! De ce e alunecos aici? Opa! Îmi pare rău! Curăță-ți propria salivă acum! Eu? Dar... Stai! Un burete? Ce face Chloe? Voi tăia marginile pentru a modela buretele într-un cerc! Acum hai să-l dăm cu vopsea! Niște roșu și verde pentru roșii și salata verde! Și voilà! E propriul meu burger moale! Una dintre aceste păpuși Barbie primește o schimbare norocoasă astăzi. Te aleg pe tine, te voi transforma într-un emo. În primul rând, trebuie să-ți rad părul. Părul scurt chiar sta bine. Perfect! Acum voi folosi marcere pentru a-ți oferi o vopsire elegantă. Wednesday Addams ar fi geloasă pe machiajul tău întunecat. Trebuie să-ți fac un tatuaj grozav și ești gata! Rockstar! Aici e chitara ta! Oh, da! Rock and roll, Barbie! Woohoo! Phew, așa de prostesc! Stai, unde e păpușa mea? Unde s-a dus? Oh, nu! Barbie a scăpat în toaletă? Acest lucru e groaznic! Iu, e toată acoperită de slime! Iac! Și-și pierde membrele unul câte unul! Trebuie să fac ceva! În primul rând, vreau să-i tund părul și să-i îngrop capul într-un aluat. Apoi, o voi rostogoli într-o minge și voi adăuga membrele lui Barbie. Îi voi face un duș roz acum. Aceasta e schimbarea supremă! Adaug scobitor pentru coarne. Apoi o geană și un ochi. Uită-te la această jucărie monstruoasă! Rar! Yeah! Destul de înfricoșătoare, nu? Rar! Se pare că Madison construiește ceva pe Minecraft. De ce asta? Să-ți pierzi bateria la mijlocul jocului e cel mai rău. Deschide! Bine! Un ciocan Minecraft! Cred că va trebui să spar cutia! E o comoară înăuntru? Wow, sunt mai multe piese Minecraft! Cred că trebuie să pun piesele împreună! Ce schelet de cal drăguț! Îmi place noul meu animal de companie! E așa de uimitor! Uită-te la asta! Ha? Chloe e într-un costum Minecraft? E timpul să construim ceva! Distruge acest bloc! Sunt o fată Minecraft! Hopa! Doamne, mereu ai fost așa stângace! E Kissy Missy! E așa de înfricoșător! Scuze, am glumit! Vezi, o poți purta așa! Nu e înfricoșător până la urmă? Îi place! Acum e timpul să mănânci! Ce avem de mâncare astăzi? Iu, miroase urât! Într-adevăr? Oh, știu! Pot doar să te hrănesc! Yikes! Ce e chestia aia? Charlotte nu vrea să mănânce! Cu ce altceva o poate hrăni mama? Wow! Asta e multă frișcă! Nu pare sănătos! Uite! O scapă! Aceasta e oportunitatea bună pentru mami! Shh! Trebuie să facă liniște! Atenție! Sau s-ar putea să fie prinsă! Voi lua asta? Mulțumesc! Tada! Ha? Yay! Îl voi gusta eu mai întâi? Nu a rămas nimic! Polițistul a mâncat totul?
ce va face mama acum? Stai, știu ce să fac! Mască de dormit? Ce va face acum? Se pare că Charlotte încă va mânca mâncarea aia proastă! Înțeleg, ea nu va ști că de fapt nu e frișcă! Foarte inteligent, mami! Wow, arată ca o gustare specială! Nu-i place totuși! Bine, știu ce să fac! Ha, majordomul lor e aici? Trebuie să ne aduci mâncare bună! Te plătesc pentru asta! Wow, nicio problemă, doamnă! Iam, uitați-vă la gogoșile acelea! Chiar pot termina toate astea? Dar e o problemă! Nu vor încăpea înăuntru! Trebuie să repari asta! Oh, hai să facem pe lateral! În niciun caz! Tocmai a vărsat toate gogoșile! Nu va fi fericită de asta! Ce trebuie să fac? Mama nu e fericită, iar fiica ei este flămândă! Ce va face majordomul acum? Ia să mă gândesc la ceva! Avem un baton de fructe și niște gogoși! Dacă le amestecăm împreună! Da! Bună treabă, majordom! Arată delicios! Nu vă faceți griji, fetelor! Mâncarea e gata! Wow! Uite, mami! E o gustare curcubeu! E grozav! Da! Ce salvare rapidă, majordom! Închisoarea așa de plictisitoare! Oh, ce-i asta? Cred că mă voi tunde! Stai! Nu contează! Oh, cred că a găsit o nouă țintă! Mama e preocupată să observe! Oh, e mult păr! Ha? Ce-a fost asta? Mi-ai tuns părul? Nu, fată obraznică! Asta e de rău! Stai, o cutie, pixuri colorate, fire și ace de tricotat? Știu ce să fac! Ce chip drăguț de păpușă! Mami va folosi un perforator de hârtie pentru a-i face găuri în cap! Faceți un rând de găuri de-a lungul capului! Acum va trece firul prin gaură și va face un nod! Voila! Păpușa are păr acum! E așa de creativ! Arată așa de drăguță! Uite-te la buclele acelea! Charlotte, uite! Ha? Wow! Păpușa mea pentru coafat! Și mama a făcut mai multe! Charlotte exersează acum ca să facă completitură frumoasă! Mami trebuie să fie așa de mândră! Dar, oh, încă a pierdut mult păr! Poate o poate împleti înapoi? Wow! Arată ca o gustare specială! Nu-i place totuși! Bine, știu ce să fac! Ha? Majordomul lor e aici? Trebuie să ne aduci mâncare bună! Te plătesc pentru asta! Wow, nicio problemă, doamnă! Iam, uitați-vă la gogoșile acelea! Chiar pot termina toate astea? Dar e o problemă! Nu vor încăpea înăuntru! Trebuie să repari asta! Oh, hai să facem pe lateral! În niciun caz! Tocmai a vărsat toate gogoșile! Nu va fi fericită de asta! Ce trebuie să fac? Mama nu e fericită, iar fiica ei este flămândă! Ce va face majordomul acum? Ia să mă gândesc la ceva! Avem un baton de fructe și niște gogoși! Dacă le amestecăm împreună! Da! Bună treabă, majordom! Arată delicios! Nu vă faceți griji, fetelor! Mâncarea e gata! Wow! Uite, mami! E o gustare curcubeu! E grozav! Da! Ce salvare rapidă, majordom! Cineva se simte puțin creativ astăzi? Cred că păpușa ei vrea o nouă coafiură! Să-i dăm o tunsoare elegantă! M-am plictisit! Vreau să tai altceva! Ha? Te uiți la asta? Polițistul îi face unghiile mamei! Ce face Claire acum? Cineva e obraznic! Vreau să tund păr adevărat de data asta! Uite! Ce-i acel sunet? Ce-ai făcut? Prețiosul meu păr e stricat! Am vrut doar să arăt ca păpușa mea! Oh. Mai bine îmi ascund părul, nu am nevoie de o tunsoare! Ar trebui să o lași pe fiica mea să-ți facă freza! Niciodată? Oh, vreau să spun! Sigur, dacă primesc toți banii ăștia, da! Se pare că salonul de coafiură e deschis pentru afaceri? E foarte colorat! Mami e un artist așa de grozav! Uită-te la florile acelea frumoase! Ha? Oh, nu! Cred că Charlotte nu a înțeles genele artistice ale mamei sale!
Uită-te la mâinile tale! Ce dezastru! Mai bine du-te să te speli acum! Dar Charlotte nu poate ajunge la ea! E prea înaltă! Ce ar trebui să facă mama? Hai să petrecem! Dar uite! Sticle de detergent! Oh, da! E prea ocupat să danseze? Așa că mama poate obține cu siguranță acei detergenți! Ta-da! Hă? De ce le-a tăiat? Înțeleg! A făcut un prelungitor astfel încât apa să ajungă în mâinile lui Charlotte! Hai să încercăm! Haide, scumpo, spală-te pe mâini! Mișto! Ce truc inteligent! La revedere, vopsea! Ai făcut o treabă bună, mami! M-am spălat! Bună treabă! Dragă, e timpul de baie! Wow, uită-te la toate bulele acelea! Ha? Nu vreau aceste bule ieftine! Ce? Dar m-am străduit atât de mult să fac asta! Ce va face mama acum? Oh, un evantai de bani și bule? În niciun caz, e o cadă plină de bani! Clary, vino aici! Îi va plăcea fetei? Să vedem! Nu, tot plictisitor! Ce? Vreau să mă joc cu Poppit! Un Poppit? Oh, știu ce să fac! Ce așteaptă mama? Wow, cred că tocmai a cumpărat tot magazinul Poppit! Acest lucru e uimitor! Va umple cada cu tot acest Poppit! Arată perfect! E destul! Mă întreb cum va încăpea apa cu toate astea în cadă? Yay, o baie Poppit! Mama mea e cea mai tare! Clary trăiește cu siguranță cea mai bună viață, chiar și în închisoare! Zboară, Poppit! Hopa, cred că ai cumpărat prea multe! La 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 la! Ha? Mami, am nevoie la toaletă! A mai rămas doar puțină hârtie igienică! Trebuie să folosești puțin, bine? Ok! Ține minte, doar puțin, bine? Cred că hârtia aia igienică s-a risipit! Ha? Ce-ai făcut? De unde au venit toate astea? Mai bine mă duc să verific! Uh-oh, acesta e un dezastru! Oh, doamne, cum s-a întâmplat asta? Tânără domniță, cât de multă hârtie folosești? Bine, o să-ți arăt! Asta nu arată bine? Intenționează să folosească întreaga rolă? Aoleu, ea chiar a terminat toată rola! Mama e îngrozită! Oh, vai! Am nevoie de un moment! Trebuie să reparăm asta chiar acum! Iată, îți voi arăta câtă hârtie igienică poți folosi! Înțeleg! Mami va folosi banda roșie pe post de semn! Acest lucru ar trebui să o ajute pe Charlotte să știe când să rupă șervețelul! Bună treabă! A reușit! Mami e super ușurată! Oh, nu! Acel turn mișto tocmai s-a prăbușit! Se pare că fata nu e mulțumită de hârtia igienică obișnuită! Nu-ți face griji! Mama știe cum să rezolve asta! Ce s-a întâmplat? Trebuie să-i cumperi hârtie igienică specială! Mă ocup! E hârtie igienică roz! Nu vreau! Opa! Știu! Ce zici de un lingou de aur? Cum va funcționa? Se pare că majordomul știe exact ce să facă! Mă întreb care e planul! Wow! E pentru mine? Ia-ți mâinile! Am nevoie de această răzătoare! Ha? O răzătoare pentru brânză? O să folosească pe lingoul de aur? Pare o sarcină dificilă! Stai! Nu pot să cred că funcționează! Uită-te la toate acele piese din aur! Ce se întâmplă aici? Wow! Atât de mult aur mărunțit! Ce vor face în continuare? Cred că pune bandă dublă adezivă pe hârtia igienică pentru a o lipi cu aur! E așa de mișto! Luați doar o mână de bucăți de aur și turnați-o peste hârtia igienică! Acum lasă-l pe majordom să-și facă treaba! Voila! Hârtie igienică aurie! Să vedem dacă fetei îi va plăcea asta! Au mai rămas bucăți de aur? E așa de multă mizerie aici! Nu vă faceți griji, livrarea specială e aici! Wow! E așa de strălucitor! Fata e gata să folosească toaleta acum? Ai făcut o treabă grozavă, majordom! Ești cel mai tare! E atât de multă gumă de mestecat! Polițistul nici măcar nu știe pe care să o încerce mai întâi! Eu le vreau! Nu se poate! Nu avem voie să vă hrănim! Vezi? E atât de nedrept! Beata Charlotte! Merită și ea o gumă de mestecat delicioasă! Știu! Mami o să-l păcălească pe polițist! Iu, mami, dinții tăi sunt așa de murdari! Trebuie să-i periezi! Ha? Iu!
Pot să iau niște pastă de dinți? Te rog! Poftim! Asigură-te că o folosești pe toată! Da! Misiune îndeplinită! Hai să ne facem propria gumă de mestecat! Cum va ajuta hârtia igienică cu asta? Cred că trebuie să rupi o bucată și să o mototolești! Apoi aplică puțină pastă de dinți peste hârtia mototolită! Ta-da! E o gumă de mestecat improvizată! Poftim! Ha? Haide, încearcă! Wow! E delicioasă! Uită-te la asta! Ce face? Ce e în gura ta? Poate să facă baloane! Devine prea mare! Ioc! Asta da explozie! Oh, ce zi relaxant în închisoare! Ha? Ce s-a întâmplat? Oh, nu! De ce e Clary tristă? Ce s-a întâmplat? Înțeleg! A rămas fără bomboane! Ce-ar trebui să facă mama acum? Aha! Știu ce să fac! E timpul să-l sun pe majordom! Iată că vine majordomul să salveze situația! Wow! E plin de M&M's și jucăriile mele preferate! Aceasta e cea mai bună zi! Mami se bucură să-și vadă fetița fericită! E așa de distractiv! Da! Ha? Ce e asta? Sunt fâșii de bomboane peste tot pe gratile închisorii! Wow! Această închisoare e ca un tărâm de bomboane! Pot gusta? Delicios! Așa de dulce! Cred că mami și majordomul vor să guste și ei! Oh, nu pot să cred că suntem blocate aici! Piu, sunteți așa de dramatice! Ha? Ai grijă? Oh, nu! Aproape ai rupt mâna fiicei mele! Vino aici, nepăsătorule! Te simți bine? Oh, uite! Vine un nou prizonier! Mă întreb ce-a făcut acel clown? Nu te uita la acel om înfricoșător, scumpo! Oh, bietul om! Stai o secundă! Ce-i asta? E un tub de spumă pentru not! Am o idee! Scuzați-mă, domnule! Pot să iau asta, te rog? Nu e sigur ca fica mea să stea aici! Bine, pot să-l iei! Acest clown e așa de generos! La urma urmei, nu e un om înfricoșător! E suficient! Doamne, sunt mai multe? Cât de adânc e buzunarul acestui clown? Mișto! E ca un spectacol de magie! Bine, acesta e ultimul! Yay! Să ne apucăm de inventat! Mami folosește foarfecele pentru a tăia mijlocul tuburilor din spumă! Totul e gata! Acum o pune peste bările închisorii ca un protector! Ce truc inteligent! Polițistul a uitat să închidă poarta? Yay! Protecția a funcționat! La revedere, domnule clown! Nu și-a rănit degetele! Da! Mulțumesc, mami, că ești inteligentă! Ai grijă? Auci! Ce? Oh, nu, scumpo? Mă doare genunchiul! Sunt atât de multe colțuri ascuțite pe aici, ar putea să se lovească la cap! Ar trebui să repar asta? Pe cine sună mama? Wow, e un agent secret! Nu-ți face griji, cunosc pe cineva care te poate ajuta! Cine e de data asta? Bună ziua! Da? Știu! Mă întreb cum pot ajuta acești oameni! Ai o livrare! Acești oameni cu siguranță lucrează rapid! E deja aici! Ce? E tipul cu mustață? Ce caut aici? Ești constructor? Wow! Acest lucru e interesant! Acestea sunt protectoarele de colți din spumă! Să le punem mai întâi pe masă! Ce invenție convenabilă! Nu-ți face griji, mami? Relaxează-te și lasă-l pe omul ciudat să-și facă treaba! Wow! Tipul ăsta trebuie să fie un super erou! Mai multe protecții din spumă drăguțe! Și pasul final! Wow! E o cască pentru protecție! Ha? Are chiar și colace pe brațe! Mulțumesc, domnule mustață! Fica mea e în siguranță acum! Pa! Mami e așa de ușurat acum! Nu vor mai fi accidente! Terciul cu o bucată de gândac e masa lor a zilei! Mănâncă tot? Eu nu vreau un gândac! Ce altceva mai poate mânca atunci? Oh, știu! Ofițer, vreau mărul tău! Ha? Mă rog, îl poți lua! Stai! Mi l-a dat cu un vierme? Ei bine, uite ce am! Nu vreau să mănânc un vierme! E o cutie de cartofi prăjiți? Se pare că mama a avut o idee mai bună! Drumul e liber! Te-am prins! Cutie de cartofi prăjiți și un măr? Știu! Pregătește mărul și felează ambele capete fix așa!
Apoi scoate interiorul suculent până când tot ce a mai rămas sunt părțile laterale ale mărului. Această cutie de cartofi prăjiți McDonald's e utilă! Tot ce ne trebuie e logo-ul! Pune-l pe măr și folosește-l ca și ghid pentru a-l tăia în aceeași formă de M. Arată bine? Acum transformă restul de măr în formă de cartofi prăjiți și vei avea un Happy Meal! Uite, dragă, ți-am luat cartofi prăjiți McDonald's! Da, sunt așa de deșteaptă! Nu! Nu vreau niciuna din astea! Se pare că cineva are o problemă cu meniul de prânz! Când ai îndoieli, sună la majordom! Ia un Happy Meal de la McDonald's! Ne-am înțeles? Da, doamnă! Ce rapid! Slavă Domnului că în sfârșit mănânc acum! Ce? Dar și Clary mănâncă repede! Asta înseamnă că tot e foame! Cum a terminat așa de repede? Și unde e jucăria Happy Meal? Acolo nu e nimeni altul decât Ronald McDonald! Am o idee! Ce face majordomul? Uită-te la asta! Wow! Adevăratul Ronald McDonald! Are cartofi prăjiți gigantici pentru Clary! Săraca Charlotte se simte rău! Oh, nu! Cel mai rău lucru pe care l-ai putea face e să ștergi un muc cu hainele tale! Eu, așa de lipicios! Dar, ei bine, mama săracă nu are de ales! Oh, aproape că am uitat! E timpul să iei medicamentul pentru tuse! Te va face sănătoasă în cel mai scurt timp! Bine, iată că vine avionul! Nu vreau! Oh, haide! Ha? Polițistul bea ceva! E Coca-Cola? Bine că mama săracă e adepta reciclării! Bleah! A mea acum! O doză de Coca-Cola și sirop de tuse, puse împreună înseamnă doar un truc de medicamente! Ta-da! Ți-am luat un suc! Wow! Charlotte nu va ști că de fapt ea bea medicamentul! Nu-ți face griji, mamă! E micul nostru secret! Uiii! Iată-mă! O așche uriașă! Mami, uite! Ce s-a întâmplat? Doamne! Doamnă, adunați-vă! Du-te și cheamă un medic! Vai, așchea arată ca un dinte de monstru! E în regulă! O să fii bine, scumpo! Doctorul e aici! Așteaptă, pare cunoscut! Să vedem ce e în regulă! Ce așcheria! Înțeleg! Am un instrument pentru asta! Un clește? Vino aici! E frică? Uită-te la toți acești bani! Fă ceva mai puțin dureros! Acest gadget e perfect! Va scoate așchea! Floare la ureche! Pe curând, așche malefică! Grozav! Yay! Gumă de mestecat! Nu sunt sigură că aceasta e lăsată acolo ca să fie mâncată, dar e întotdeauna distractiv să faci un balon uriaș, cu excepția cazului în care se sparge și se lipește în tot părul. Hopa! Mi s-a lipit de păr! Aud plânsete? Fica mea are nevoie de mine! Ia să văd! Oh, nu! Guma de mestecat în păr e cea mai proastă! Nu e altă cale decât să te rad în cap, dragă? În niciun caz! Nu vreau să-mi pierd părul! Nu! Se va termina în curând? Biata Charlotte! Chiar trebuie să-i radem tot părul? Sunt cheală! Nu-mi place! Nu fi supărată! Oh, știu! Ce face mama? Mama e cheală și ea! Așa mamă, așa fică cu siguranță! Clary ține un chibrit? Sunt fata focului! Uh-oh! Nu asta e modalitatea de a deveni Katniss Everdeen! Mama! Mi s-a ars părul! Ce s-a întâmplat? Majordom, ajută-ne! Ce noroc! Majordomul tocmai s-a întors de la a doua slujbă de hairstylist! Să vedem! Oh, mi-e teamă că trebuie să-l tăiem! Acest lucru nu va dura mult? Terminat! Ce i-ai făcut părului? Răbdare, doamnă! Îl voi înlocui cu o extensie de păr mai lungă! Tot ce trebuie să fac este să o împletesc cu cea mai rămas din lungimea părului! Acest hairstylist știe cu adevărat ce face, nu? Și acum, cea mai bună parte?
spray cu vopsea. Acoperă firul de păr cu fixativ verde, exact ca o coadă de sirenă. Te întrebai unde e coada lui Ariel? E chiar aici, pe părul lui Clary. A fi o sirenă e mai bine decât a fi în flăcări, nu-i așa? Uită-te la cea împletitură frumoasă! Îmi place! Sunt așa de fericită! Treziți-vă, somnoroșilor! Uaa! Sus, 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 Charlotte! Ridică-te! Trezește-te! Se pare că Charlotte nu aude nimic. Deci de aceea, urechile ei sunt pline de ceară și păianjeni. Cum le curățăm? Pot să beau asta prin nas? Niciodată! E ziua ta norocoasă? Mulțumesc! Ce intenționează să facă mama cu paiul acela și o farfurie de hârtie? Combinația ciudată, dar ea are ceva aici? Fă o gaură în farfurie și introdu paiul chiar lângă ureche, apoi încălzește-l! Atenție, copii! Nu faceți asta singuri! Acum așteptăm ca paiele să se topească și să adunăm toată ceara! Să vedem! Vai! Aoleu! Chiar a umplut tot paiul! Așa de groaznic! Poate că Charlotte se va trezi în sfârșit acum? Șșș! Trezește-te! Urechile curate te fac sensibil la orice zgomot! Nu te mai scobi în nas! E nepoliticos! Ha? Mă voi scobi în urechi atunci! Oh, Doamne! Cineva nu și-a curățat urechile de mulți ani? Ia să-ți verific urechile! Arată ca o peșteră cu paraziți! Scârbos? Ha? Uite! Aveți probleme cu auzul? Nu-ți face griji! Am gadgetul potrivit pentru tine! Acest nou gadget pentru curățarea urechilor se aprinde! Am nevoie de asta! Dar cum îl cumpărăm? Oh, da! Polițistul? Mă scuzați, domnule! Nu mă deranja! Pot să te deranjez cu bani? Oh, da! De ce ai nevoie? Voi aduce imediat! Vrem să cumperi acest gadget pentru curățarea urechilor, te rog! Mă ocup! Wow, am probleme? Aș dori acel gadget, te rog! Oh, poftim, domnule! În sfârșit, Clary își va curăța urechile! Wow, polițistul? A făcut-o deja? Hei, ăsta e al nostru! Opa, îmi pare rău! Să vedem! Nu e timp să-l speli, cred! Vai, uite câtă ceară s-a acumulat acolo! Sunt surprinsă că încă nu și-a pierdut auzul! Doar încă puțin? Da! E mai mare decât gaura urechii! Gata totul! Acum aud mai bine! La 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 la! Îmi iubesc păpușa Barbie! Iubesc rock and roll-ul! Oh, grozav! Mâncarea a sosit! Yay! Alimente! Oh, nu! Păpușa? Și-a fost bubuitul ăla? Hopa! Barbia mea! I-ai rupt piciorul! E în regulă, scumpo? Uite ce ai făcut! Hopa! Nu e problema mea! Poate că există o modalitate de a remedia asta! Ia să mă gândesc! Oh, un stilou 3D! Hei, pot să iau asta, te rog? Nu e gratuit, plătește! Dar nu am bani! Stai! Mama încearcă să-și tragă dintele? Ce zici de un dinte de aur? Aur? Ha? Acest lucru va fi de folos! Uite, ia-l! E timpul pentru o schimbare de look! Așează Barbie pe o folie și înfășoară-o în jurul picioarelor ei! Nu o vom prăji, dar o vom transforma într-o jumătate de pește! Mama îi va decora coada cu culorile curcubeului? Stiloul 3D chiar face minuni? Acum pentru aripioare, modelează ușor folosind stiloul! Taie o bucată de pânză și... voila! O sirenă curcubeu! Continuă să nodi! Uite cine e aici! Wow! Ai transformat-o într-o sirenă? Mulțumesc, mamă! Îmi place! M-am plictisit de păpuși? Te-ai plictisit deja de toate păpușile tale? Ce vrei? Desigur! Sună-l pe majordom! Ia toți acești bani! Doar dă-i ceva mai bun! Majordomul trebuie să vină cu ceva unic! Unic? Ha? O sirenă și un polițist! Aha, știu! Wow, ce e asta? Acesta e aur? Dă-mi-l!
Nu așa de repede, urmărește-mă! Ce-i asta? Polițistul s-a transformat într-o sirenă vie! Așa de greu! Wow! Regele Triton e aici! Majordomul a primit chiar și un antrenament suplimentar din asta! Se pare că e mulțumită de păpușa ei mai mare și mai bună! Nu-ți face griji, ofițer! Arăți grozav! Oh, uite-te la acest cuplu drăguț de degete! Charlotte nu se distrează deloc! Ce spectacol plictisitor! Biata mamă a muncit din greu să facă asta! Ce altceva și-ar putea dori Charlotte? Folie cu bule? E la fel ca Puppet! Uite, distractiv, nu? Deloc! Oh, nu! Ce altceva pot face? Oh, știu! Am o surpriză pentru tine! Ta-da! Un câine! Poți să-l hrănești cu orice și să urmărești călătoria către stomacul lui! Plictisitor! Atunci ce vrei? Laptopul acela! Ce? Da, da! Haide! Wow! Ia să văd! Mama și Charlotte sunt atât de amuzante! Ce? Nimic! Vă văd! Da, haide! Am o idee! E vremea creațiilor! Mama are nevoie de carton și de hârtie de aluminiu pentru asta! Pur și simplu înfășoară cartonul de aluminiu și obține un carton argintiu! Sunt sigură că ați ghicit până acum, deoarece următorul pas este să-l pliați în jumătate! Acum aplică un ecran imprimat în jumătatea de sus și o tastatură imprimată în jumătatea inferioară! Pune niște folie cu bule deasupra, astfel încât să ai cu adevărat o experiență completă de tastare! Iată laptopul tău! Wow! Mulțumesc, mamă! Da! Du-te, du-te, du-te! Învinge jocul! La 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 la! Uită-te la această creatură amuzantă care cântă! E așa de distractiv! Ei bine, m-am plictisit! Asta nu e de bine? Oprește-te acum! Hei, pentru ce-a fost asta? Am nevoie de o idee nouă! Oh, știu! Ce-ar putea să planifice? Bine, fă-o imediat! Veniți aici, prieteni! Urmați-mă! Stați pe loc, relaxați-vă și bucurați-vă de spectacol! Așa de interesant! Ești gata să urmărești cel mai tare film din toate timpurile? Wow! Celula tocmai s-a transformat într-un teatru! E așa de tare! Nu uita floricelele! Filmul e pe cale să devină mai bun! Intră în celulă de ținute! Hei! Ai putea să-mi rănești burtica! Nu-mi pasă! Bine? Oh, doamne! Wow! Acesta e celula mea? Nu pot să cred! E așa de mișto! Desigur că nu! Ah, mă rog! Următorul pat nu pare a fi așa de rău! Pot să stau aici? În niciun caz! Du-te la celula ta! Se pare că Ivy are cel mai groaznic pat! Oh, corect! Pentru că e săracă! Omule, e așa de trist! Uitați-vă la salteaua aia! Pătura e și ea toată ruptă! Oh, ce avem aici? O fată bogată! Și ea vrea o celulă elegantă! Acela! Stai aici, deținut-o! Grace trebuie să înfrunte și ea realitatea! Ah, mă rog, nu e cel mai bun pat, dar mă pot acomoda cu el, nu? Dar ce e asta? Un covor roșu? Wow, cine e? Să punem niște sclipici și lucruri strălucitoare pe covorul roșu! Acelea sunt diamante pe covorul roșu? Pentru cine e asta? Ce se întâmplă aici? Cine e ea? Oh, e o fată super bogată! A venit la celula ei de super bogați! Ei bine, e timpul pentru somnul meu de frumusețe! Doamne, de ce nu am primit o intrare elegantă ca ea? Ha? Piu, ce nebunie! Oh, vine doctorul să verifice copiii! Poți să verifici prima dată copilul meu? Îți dau o monedă! Se pare că toate fetele îi vor oferi bani pentru ca medicul să le verifice copilul! Am o sugestie pentru tine! Uitați-vă la acea valiză plină cu aur! Ei bine, e clar unde va merge doctorul prima dată! Să verificăm copilul! Oh, e un copil frumos și sănătos! Felicitări! Copilul înoată în aur! Ei, copilul meu se descurcă de minune acolo! Să vedem cum e copilul lui Grace! Hai să-ți verificăm burtica! Uitați-vă la asta! Copilul bogatei face duș în bani!
Abia aștept să-mi țin copilul în mâini. Mulțumesc, doctore! Nicio problemă! La revedere! Vă rog, doctore, chiar trebuie să știu dacă copilul e bine. Asta e tot ce am, dar pun pariu că e suficient. Nu sunt suficienți bani. Ești prea săracă, domnișoară? În niciun caz. Dar te rog, sunt tot ce am. Oh, bine. Dar pentru acea sumă de bani o să-ți verific copilul în modul vechi. Să vedem cum se descurcă copilul la această tehnologie ieftină. Copilul meu sănătos și minunat. Bebelușul săracei stă în murdărie. Dar toți bebelușii sunt sănătoși. Vești bune! Încă o zi de shopping! Wow, e un cărucior drăguț! Pun pariu că e scump! Totul e acoperit cu aur și diamante! Wow, am de gând să-l cumpăr! Iată! Oh, nu, domnișoară, îmi pare foarte rău, dar acest frumos cărucior e deja vândut! Wow, ce cărucior frumos! E deja vândut! Acum bogătașa nu va avea șansa de a obține căruciorul, deoarece fata super bogată va oferi mult mai mulți bani. Nu înțeleg cum altfel să le explic acestor doamne care țipă. Scuzați-mă, am nevoie de ceva pentru copilul meu, pentru un dolar. Asta e cel mai bun lucru pe care ți-l pot da. Vai! E căruciorul meu, l-am văzut prima. Oh, nu! Până aici! Pază! Ia-o de aici, încearcă să-mi ia căruciorul. Du-te la celula ta, acum! Avery va obține tot ceea ce își dorește întotdeauna datorită banilor ei. Ia-ți semnul! Nu am nevoie de el! Căruciorul trebuie să fie al meu! Da! Ai înțeles asta? Ce se întâmplă cu clienții în zilele de astăzi? Wow! Cât de drăguț este! Un cărucior cu bani? Uimitor! Îl vreau! Acum! Bine, ia doar căruciorul și pleacă, te rog! Ei bine, nu e un profit rău! Oh, e ora cinei! Să vedem ce vor primi la cină! Poftim, domnișoară! Sunt paste cu diamante? Wow! Și Grace va avea o salată cu bani cash! Oh, dar ce va primi Ivy? Oh, mâncare! Biata Ivy va primi doar niște conserve de fasole, dar ea e fericită cu asta! Mulțumesc mult, domnule! Niam, a fost delicios! După acea masă frumoasă, să punem aceste căști astfel încât copilul să poată asculta muzică bună! E așa de tare! Firar, copilului nu-i place deloc muzica! Auci! Oh, doamne, trebuie să mă gândesc la altceva! Nu vreau ca fetița mea să mă lovească așa! Ofițer, vino aici! Am nevoie de muzică adevărată! Ofițerul va face orice pentru a-i face pe plac lui Avery! Uau! Cred că avem aceeași situație și aici! Aoleu, toată trupa e acum aici! Puneți niște muzică bună! Wow, a fost o masă grozavă! În sfârșit sunt sătulă! Despre ce e vorba? O după-amiază cu muzică pentru copii? Din câte văd, aceasta e mai mult o după-amiază stresantă pentru copii! Să vedem ce fel de după-amiază muzicală va pregăti Ivy pentru copilul ei! Le voi folosi pe amândouă! Voi trece niște sfoară prin găurile din fundul cutiilor! Trebuie să mă asigur că nodul e strâns! Acum, una poate merge pe burtica mea, astfel încât copilul meu să poată auzi muzică, iar alta poate merge la mine! Twinkle, twinkle, little star! Auci! Ce lovitură sălbatică! Stai, privește! Cum e posibil? Săraca n-are nimic! Invenția ei muzicală funcționează! Te rog, vinde-ne chestia asta! Wow, fetele sunt dispuse să dea orice pentru acea invenție! Ivy cântă foarte frumos! Vocea ei e ca soarele după zi ploioasă! Și bebelușilor le place! Uită-te la asta! Toți sunt fericiți și calmi! Oh, iată pe doamna de la curățenie! Cred că am auzit că această femeie e nebunită după femeile însărcinate și burtica lor! Întotdeauna vrea să le atingă! Oh, doamne, acesta e cel mai frumos lucru din viața unei femei! Hei, burtică mică! Hei, burtică mică! Ha? Ce se întâmplă acolo? Ce face femeia asta? Burta e așa de drăguță! Scuză-mă, doamnă! Ia-ți mâinile de pe burta mea! Nu mă deranjează, doamnă! Trebuie doar să vă curăț burta! Iu! Uite, ia niște bani și pleacă! Oh, bani! Frumos, frumos! Dar o curățam și fără să mă plătești! Du-te, te rog! Pleacă, femeie țignită! Wow! Uită-te la asta!
Ivy, ar fi bine să-ți ascunzi burtica, pentru că nu vei avea destui bani să scapi de acea femeie înnebunită după burtici. Ce să fac? Oh, un cactus! Cred că s-ar putea să am o idee! Oh, Avery nici măcar nu știe cu cine va avea de-a face în curând. Încă o burtică! Ce se întâmplă? Burta ta e așa de drăguță, doamnă! Ofițer! Desigur, ofițerul o va salva întotdeauna pe Avery din astfel de situații. Îți poruncesc să o lași în pace pe această doamnă însărcinată. Înțelegi? Lasă-mă să plec, trebuie să muncesc. Ce e în regulă cu ea? Întotdeauna sunt probleme aici. Se pare că îngrijitoarea țignită s-a calmat acum. Dar cine știe pentru cât timp a mai rămas o burtă pe care nu a atins-o încă. Doar fac curățenie aici, nu mă băga în seamă. Da, aproape, aproape! Auci, auci! Planul cu cactus al lui Ivy a funcționat de minune împotriva acelei femei țignite. Ofițer, ești bine? Nu mai pot rezista! Ce s-a întâmplat? Vreau să merg la toaletă să fac pipi! Oh, sigur, prostuțul de mine! Stai puțin! Ce? Trebuie să folosesc și eu toaleta! Și eu vreau să merg la toaletă! Toate deținutele vor să folosească baia în același timp. Pe rând, s-a înțeles? I-am banii. Oh, așa mai vorbim. Da, bine, m-am răzgândit. Poți merge prima la baie. Se pare că Avery va trebui să-și aștepte rândul. Mulțumesc, domnule. Cum îndrăsnești? Ofițer, vezi acest aur? Doar scoate-mă odată de aici. Încearcă să-l mituiască pe ofițer. Poftim, deținut-o? Vai, acea toaletă arată groaznic! Glumești cu mine? E o toaletă pentru săraci! Ia mai mult aur, te rog, și du-mă la o altă toaletă! Se pare că nu a fost singura toaletă. Să vedem dacă următoarea va îndeplini standardele lui Avery. Wow, o toaletă din aur! Grăbește-te acum! Mulțumesc mult, ofițer! Îmi place! Să vedem ce fel de toaletă va primi Grace. Da, asta e cu adevărat dezgustător. Ioh, miroase urât. În acest caz, trebuie să văd niște bani. Poate că nu e aurul superbogatei, dar ar trebui să fie suficient pentru a-i oferi lui Grace o nouă toaletă. Închide ușa, ofițer! Vai, asta a fost ciudat. Aparent, ofițerul a uitat că Avery folosea baia. Iată o altă toaletă pentru tine, deținut-o. Ei bine, nici asta nu e rea. Miroase frumos aici. Mă rog, îmi place. Piu, ce zi stresantă, nu? Și ultima. Evident, ea nu-și va permite să folosească o toaletă elegantă. Uite, sunt toate economiile mele. Ce? Un singur dolar? Fie ce-o fi. Yay! Oh, nu! Ivy primește toaleta urât-mirositoare. Atâta timp cât o poate folosi, cred că e ok. Mulțumesc, ofițer! Ivy e recunoscătoare chiar și pentru această toaletă neîngrijită și urât-mirositoare. Toate fetele au reușit la timp. E timpul să luăm ceva de mâncare. Să vedem ce le va oferi fetelor să mănânce cantina închisorii. Avery primește paste delicioase cu bani și humar. Cât despre Grace, ea primește o friptură stropită cu niște aur. Dar Ivy, tăieței, nici măcar nu sunt gătiți încă. Uită-te la ea! Ia niște bani pentru tine. Cred că mi-ar plăcea să am ceva dulce pe friptura mea. Da, sigur. Skittles pe o farfurie? Delicios! Wow, femeile însărcinate au pofte de mâncare foarte ciudate, nu? Oh, doamne, ea a primit asta și eu vreau ceva dulce. Ofițer, ia toți banii aceștia și îmi fă-mi ceva dulce, ceva mai mare. Oh, bine, am ceva pentru tine. Ce spui de Nutella și frișcă? Pun pariu că va fi bun, nu? Îmi plac ambele lucruri. Oh, cine nu iubește aceste lucruri, nu? Și acum punem puțină frișcă. E timpul să adăugăm acestor paste cu homar, tone de Nutella și frișcă. Bine, ia banii și lasă-mă să mănânc. Avery pare să se bucure de masa ei. Wow, ce îmbucătură! Hai să încercăm, sunt așa de emoționată. Oh, sărmâna Ivy cu tăieței ei. Nu ar putea ofițerul să adauge măcar un strop de apă fierbinte?
Acei tăieței nefierți sunt greu de mestecat. Oh, domnule bucătar, vă rog să-mi dați puțină apă, vă rog. Se pare că bucătarul fierbe ouăle acolo, dar apa e încă fierbinte și bună de folosit, nu? Ce mișcare inteligentă, Ivy! Pare delicios! Ce? De unde a luat tăieței? Miroase așa de bine! Te rog, dă-mi tăieței tăi! Îți voi plăti foarte mult! Uite cum s-a întors roata! Uneori, cu cât e mai simplu, cu atât e mai bine! Aaaa! Nu mai pot face asta! Aaaa! Chiar e timpul? Fetele nasc! Oh, Doamne! Nu mai suport! Cineva să le ajute pe fete! Ce se întâmplă aici? Doamne, doamnelor! Oh, nu! Nu e momentul ca ofițerul să se piardă cu firea! Mai bine sună la doctor, domnule ofițer! Oh, slavă Domnului! Ofițerul a fost destul de deștept ca să-și ia un medic! Bine, doamnă! Să începem să împingem! Hei, te rog! Vino aici! Oh, am nevoie de niște bani! Se pare că doctorul e mituit! Aur! Am aur! Ce? Nu e corect! Evident, super bogata poate oferi mai mult! Da! Îți voi da mai mulți bani? Wow, sunt mulți bani? Dă-mi! Uh-oh, Avery pare furioasă acum! Wow, o roabă plină de bani, aur și diamante! Doctorul nu va putea refuza! Bine, respiră cu mine! Inspiră, expiră! Acum împinge! O poți face? Copilul acela e făcut din aur? Grăbește-te, doctore! Mai nasc două doamne! Sunt o mamă super bogată acum! Ajutați-mă! Luați această durere! Felicitări! Da! Iar bebelușul ei e învelit în așa de mulți bani! Bună treabă, doctore, dar încă nu s-a terminat! A mai rămas un copil să se nască? Ce? A reușit Ivy să-și nască singură copilul? Mă bucur pentru tine, trebuie să plec! Aurul nu va ieși singur de aici! Felicitări, mămicilor! Ei bine, bună ziua! Cine vrea să facă o petrecere de dezvăluire a sexului bebelușului? În sfârșit, eu vreau, chiar vreau! Wow, sunt mulți bani! Ia să iau un ac ascuțit! Iată! Vai, sunt așa de încântată să văd dacă Grace va avea o fată sau un băiat! Bine, sunt gata să o fac! Fă-o! Fiu! Wow! E o fată! Am o fată! Felicitări, Grace! Sunt așa de bucuroasă pentru tine! Ajunge cu țipetele astea! Vino aici, doctore! Dă-mi balonul ăla! E rândul meu acum! Mor de nerăbdare să aflu dacă e băiat sau fată! Sunteți gata, fetelor? Wow! Avery are un băiețel! Un băiețel super bogat! E pe drum! Felicitări, Avery! Vei avea un mic prinț! Nu e uimitor? Ce s-a întâmplat? Se pare că Avery vrea o fată, dar tot aurul din lume nu poate schimba genul copilului ei. Dar doctorul poate schimba balonul. În schimb, va fi o fată. Yay! Pot să încerc din nou? Să aruncăm acest balon. Phew, cel puțin acesta era roz. Felicitări, Avery! Da, vai, e o fată! E o fetiță! Yay, sunt așa de bucuroasă pentru tine! Rândul meu! În sfârșit a venit rândul meu! Bani? Am doar un dolar! Hă? Acel bănuț mic? Niciun balon pentru tine, domnișoară! E așa de trist! Chiar mi-am dorit să sparg un balon! Ah. Suzetă albastră și roz? Stai puțin! Dacă aș putea face o dezvăluire de gen cu acestea? Știu! Ce va face cu brânza aia? Oh, înțeleg! Bine, domnule hamster, sarcina ta e să-mi arăți ce am în burtică! Indiferent de brânza pe care o alegi, acesta e răspunsul! Ai înțeles regulile? Haide! Se pare că hamsterul a ales rapid bucata de brânză din fața suzetei albastre! Ivy are un băiat! Wow! Nu aș putea fi mai fericită! După o zi lungă, toate mamele dorm puțin. Trebuie să fie obosite de la bebeluși. Oh, vezi asta? Pare a fi un hoț! Să furăm niște bebeluși!
Oh, nu! Răscumpărarea e de $1,000,000 pentru copilul lui Avery. Grace, mama bogată, va trebui să plătească $10,000, dar Ivy, $100? Vai, ce hoț rău! Treaba mea e făcută acum, voi aștepta să iasă un ban frumos. Priviți, Ivy se trezește! Oh, Doamne, copilul meu! Toate mămicile s-au trezit, doar pentru a afla că nu mai sunt copii. În niciun caz, copilul meu! Unde e mica mea prințesă? Mai bine plătiți răscumpărarea, doamnelor! Ia-mi aurul! Ia-mi banii! 100? Dar nu am $100. Ce o să fac acum? Cum o voi aduce băiețelul înapoi? Stai așa? Cred că știu ce să fac! Se pare că a găsit o soluție! Oh, priviți! Uitați-l pe răpitor cu toți bebelușii în brațe! Ah, copilul meu! Dă-mi-l înapoi, monstrule! Ia acel milion și tot aurul meu! Doar dă-mi prințesa înapoi! Doamne, copilul meu! Ia-mi banii și dă-mi copilul înapoi! În sfârșit, acest coșmar s-a încheiat! Dă-mi copilul prima dată! No, mai întâi banii! Să facem schimb în același timp, ok? Am sentimentul că Ivy are un plan! Wow, priviți! Încearcă să prindă hoțul cu cătușe de carton! Poliția! Lasă-mă să plec! S-a încheiat cu răpirile acestui hoț! Ce se petrece aici? Ne-a furat bebelușii! Vai, vino încoace, monstrule! Ești arestat! Asta primești când te încurci cu mame feroce! Ai înțeles?